Delta poate fi atractivă și în perioada aceasta de toamnă-iarnă. Care sunt activitățile pe care le propuneți turiștilor care vin în această perioadă în zona respectivă? Exact cele pe care le propunem în tot timpul anului. Delta Dunării este o rezervație naturală, este un muzeu în aer liber. Se poate vizita, se poate admira fauna, flora, ne plimbăm în caiace. Dar în special toamna este sezonul pescarilor. Din pescari și din țară și de peste hotare. Delta Dunării nu avem un vârf de sezon și un extra sezon. Delta Dunării este frumoasă din primăvară până în iarnă. Mai e frumoasă și iarna pe locuri, atunci când îngheață canalele, ne luăm patinele și venim în Delta Dunării. Delta necesită un turism responsabil, un turism în armonie cu natura. Acest echilibru fragil între biodiversitate și activitatea turistică trebuie menținut și avem o responsabilitate față de Delta, noi toți, administrația rezervației biosfera Delta Dunării, operatorii economici în turism, transportatorii și, nu în ultimul rând, turiștii, de a menține acest echilibru și de a lupta pentru el. Să creionăm acele echipe mixte care să intervină oportun, în primul rând pentru prevenirea unor incidente nefericite, spuneam mai devreme, dar în ultimul rând pentru respectarea legislației în ceea ce înseamnă mediu, ceea ce înseamnă vizitarea responsabilă, corectă a Deltei Dunării. Să nu uităm până la urmă că Delta Dunării este o bijuterie, un diamant al naturii pe care România îl are și este responsabilă să-l păstreze. Avem destul de mulți turiști străini. Practic, am făcut promovare în Franța destul de mult pentru că ei sunt pescari foarte buni și am reușit în 10 ani să avem deja să-i fidelizăm. Revin în fiecare an. 2019 se înscrie într-o tendință de creștere, nu numai pentru noi, ci pentru toată Delta Dunării. În primul rând, mă bucur pentru asociație care a reușit să strângă un colectiv de ziariști și să începem să arătăm ceea ce înseamnă diversitate în administrația biosferei Delta Dunării. Delta e mare, dar locațiile sunt dispersate, fiecare cu specificul ei și, efectiv, asta înseamnă să nu fim toți la fel și să ne placă fiecare un anumit lucru. Peste 125.000 de turiști au sosit anul acesta în Delta Dunării. Așa cum era de așteptat, principala activitate este legată de pescuitul sportiv, iar într-un astfel de resort, oamenii au toate condițiile. Cazare de 4 stele, restaurant cu pensiune completă, bărci cu motoare puternice sau alternative electrice la ponton. Pentru începător există și varianta unui barcagiu care cunoaște canalele și te poate iniția în tainele pescuitului. Pentru GoNext, Liliana Voioglu.